Astra Giurgiu a învins în etapa a treia din play-off pe ASEA Târgu Mureș după un meci de mare spectacol și și-a păstrat locul 1 în topul campionatului Ligii 1 fotbalistice. Partida de la Giurgiu a fost una dintre cele mai frumoase pe care elevii lui Șumudică le-a făcut pe Marina Anastasovici, după ce au întâlnit o echipă valoroasă care a optat ca și giurgiuvenii pentru un fotbal deschis. A fost un joc antrenant cu acțiuni la ambele porți. Cred că a fost pe alocuri plăcut, spectaculos, dacă exceptăm unele inexactități sau greșeli sau stângăcii. În ciuda faptului că nicio echipă nu pică, vedeți că toată lumea își dorește victoria și sunt meciurile disputate. Aș zice că a fost un joc plăcut. Din păcate, pierdut de către noi. Așadar, faze de mare spectacol la ambele porți, spre satisfacția suporterilor giurgiuveni, care și-au susținut cu încredere echipa, cu Alibec și Tecșteira în formă și cu o bară transversală de mare efect după un șut al lui Boldrin în minutul 34. Boldrin, bară! Zgude transversala, Rick Boldrin. Super meciul în aceste momente. Prima repriză se termină la egalitate și unicul gol al partidei a venit în minutul 50. Un gol de efect în trei timpi, degajarea lui Silviu Lung Junior, pasa de mare clasă din prima, către Tecșteira semnată Denis Alibec, cursa acestuia cu adversarul pe el, sunt la colțul scurt și gol. Alibec, extraordinar serviciu pentru Tecșteira, Tecșteira levită pe Mureșan, Tecșteira, gol! Gol! Și o întrebare, de ce nu este la echipa națională Denis Alibec? Ce fotbalist! Gol Tecșteira, cu a treia reușită la Astra, și giurgiuvenii și-au luat revanșa după ce au pierdut ambele meciuri cu ASEA din sezonul regulat, 1-5 acasă și 1-3 în deplasare. O victorie care menține Astra pe primul loc în cursa pentru câștigarea primului titlu de campioană.